Bună seara, dragi telespectatori, bună seara, oameni buni, începem o nouă săptămână aici la emisiunile noastre la Tele3, emisiunea Dilemele Zilei, o oră și jumătate, cea mai lungă emisiune din județul Gorj de la televiziunile locale, o emisiune în care dezbaterile își au cuvântul, indiferent de nume, indiferent de subiect, indiferent de cât de supărați sunt unii sau alții, le dorim sănătate celor care ne urmăresc și sunt vizați sau nu de emisiunea noastră. Cam fiecare seară, Claudiu Matei. Bună seara, Claudiu. Bună seara. Alături de mine și de dumneavoastră, invitat permanent, trei persoane cunoscute din județul nostru, din domenii diferite, dar și din partide diferite, cu excepția unui dintre invitați care nu are culoare politică, domnul Cristi Aldescu, reprezentant al sindicatelor din sănătate. Bună seara, domnule Aldescu. Bună seara. Bine ați revenit la Tele3, la emisiunea noastră. De asemenea, revin în același format domnii Eduard Lădaru Alde și domnul Gheorghe Pecingine de la PNL, probabil în curând într-o formațiune politică împreună. Bună seara, domnule. Bună seara. Bună seara. Și avocați, desigur, cine știe, nu se știe niciodată, mai ales și că... Și tandem în audiovizual, că... S-ar putea să meargă în tandem. Un tandem celebr. Să nu fie un tandem și la niște alegeri pe undeva. Cum s-a mai întâmplat, mai ales că amândoi au o factură liberală. Mă rog, fiecare spune că este mai liberal decât celălalt, bănuiesc. Bună seara, domnilor, bine ați revenit la emisiunea noastră. Vorbim despre românii care ies în stradă. Dar înainte de toate, Claudiu, s-a iscat un nou scandal pe scena politică locală și eu personal aș dori să îl invit pe domnul Gheorghe Pecingine să ne lămurească ce are de împărțit cu primarul din Rovinari, domnul Robert Filip. Personal nimic și m-am fost și eu surprins. A ajuns Robert Filip, a rezolvat toate problemele în Rovinari și face și o monitorizare a presei și a Facebook-ului. Am dat like and share la un articol care mi-a plăcut, scris de Rica Măceșanu, chiar mi-a plăcut. Și modul pamfletat nu e singurul la care îi dau like and share, singurul articol mă refer, chiar îmi place stilul lui Rica. Și m-am trezit într-o discuție cu Filip. Mă rog, e punctul lui de vedere, mi-a scris și eu punctul de vedere. Mă repet, Rovinariul e rezolvat. Se ocupă de alții. Deci de la un like pe Facebook... Da, da, nu mai aveți voi, nu înțelegeți că e cultul personalist. E, păi nu, disputa era politică, el e un membru ALDE, este acolo, știți foarte bine, în conflict cu Chivu de la noi, de la PNL, dar până acum așa radical n-a avut ieșiri. Probabil acum e și puțin apăsat de grija asta că trebuie să se preia ALDE, drumurile făcute pe la București, eu știu, poate nu i-au ieșit apele, poate s-a aflat, poate nu s-a aflat, poate. Problemele lui nu mă pasionează, dar îi transmit pe această cale că pot să dau încă, trăim încă, zic eu, într-o țară liberă și pot să apreciez orice gazetar care scrie și să și împărtășesc cu prietenii mei de pe Facebook dacă mi se pare un articol bun. Se aștepta să nu faceți gestul acesta? Aveți vreo datorie a domnului Filip? Eu nu. Poate ați uitat. Nu, n-are cum. Acum mă gândește râsul, mi-aduc aminte. Poate... E invers? Poate, da, dar nu are, n-are rost să intru în amănuntă și în povești de genul ăsta. Asta e, omul a ajuns acum la un nivel, sau cel puțin așa crede el, că e la un nivel la care poate să ne tragă pe toți de urechi și să ne și impună ce trebuie să ne placă sau nu, să nu ne placă. Și are niște cuvinte, dacă vă uitați, este un tipar la dumnealui. L-a folosit cu Chivu și încearcă să-l folosească cu toată lumea. Nu știu cât o să-i țină. Eu îi spun să-și vadă de treburile lui de administrație acolo, iar politic, dacă iese, cu cea mai mare plăcere, l-aștept la orice dezbatere. La ce se pricepe domnul Filip? La administrație sau la politică? Nu știu, pentru că înainte să ajungă sau să-l impună preposatul Doru Filip prin politică, și asta o spun cu responsabilitate, pentru că eram la PPDD, când se ruga de noi să-l punem pe listă mai în față, și dacă nu mă credeți, întrebați-l pe Mihai Pânariu, că era el valoros. Și asta zic că a fost coleg de partid. Păi da. De asta ziceam era... și eu, Claudiu. Welcome. Eu conduceam o organizație, el era, încerca să-l pună mai în față și au fost, mă rog, n-are rost să mai discutăm. Din respect pentru Doru Filip, nu cobor la nivelul juniorului, care mai are, cel puțin la nivel comportamental, multă de învățat. Cum adică nu cobor? Nu urc la nivelul? Nu, domnul. M-ați auzit foarte bine. Nu am înțeles bine. Cobor. Sunt multe trepte de coborât.
e, la nivel comportamental, mă repet, e jos de tot. Dar să-i dea Dumnezeu multă minte și sănătate și să, să ajungă acolo unde și-a dorit. Domnule Lădaru, vi-l doriți pe domnul Filip, președintele ALDE? Gorj? Este o provocare în care nu doresc să intru. ALDE are un președinte în momentul de față și sunt destul de mulți care ar putea să preia funcția de președinte. Dar în momentul de față, ALDE Gorj are un președinte, se numește Dian Popescu, și nu dau curs acestei provocări. În ceea ce privește această dispută, sigur, domnul Pecingino este, vine pe fondul nu unui like, ci pe fondul faptului că domnul Pecingino este implicat foarte mult în scandalul de la Rovinari dintre Chivu și Robert Filip, fiind de partea lui Chivu în mod evident, așa cum este și firesc până la urmă, doar face parte din Partidul Național Liberal. Cu scuze de gloare, o să vă surprindă. Chiar n-a fost implicat în... Am avut altă zonă de răspundere și chiar n-a fost implicat. L-am privit... Da, la cum probleme să vă implicați. Da, am fost... Nu, asta nu se pare la televizor. Asta, lucrul ăsta, că te implici, trebuie să te implici și gata. Nu te implici la televizor, spui, ba, mă, amenințări și chestii de genul. Dar nu, despre... nu e genul meu. Despre realizările lui Robert Filip, adică putem să vorbim doar despre ultima. Rovinariu a reușit să preia Casa de Cultură. Noi aici la Târgu Jiu încă nu am reușit să preluăm Casa de Cultură. Situația asta juridică e ultima. Alta, domnule. Asta e doar ultima pe care... Situația juridică este alta, numai că și aici trebuie să se facă pași importanti și se pot face acești pași să preluăm și noi Casa de Cultură. Și poate fi preluată fără doar și poate. Numai dacă nu vrei, nu o poți prelua și te vaiți că ți se pun piedici. E complicat, domnule. Sigur că da, avem un primar și tot e complicat. Casa e la lichidator, acum nu se știe unde e la fundația Casa de Cultură. Tocmai, pentru că terenul de sub Casa de Cultură este al municipiului Târgu Jiu, se poate prelua mult mai ușor, trebuie doar să intervii uneori mult mai tranșant, nu să aștepți să spice paramălăiață în gura lui Nătăfleață. Asta este ideea. Nu să ne tot văităm că aia nu se poate, aia altă nu se poate, aia altă nu se poate, iată că la Rovinari se poate. Păi de ce asta ce nu asta la Târgu Jiu? E complicată, foarte complicată situația juridică a Casei de Cultură din Târgu Jiu. Este complicată, dar se pot acționa pârghile necesare pentru a nu mai fi atât de complicată. Peste tot, toate problemele sunt complicate, inclusiv la Rovinari este complicată. Dar se rezolvă încet, încet toate. Vreau să dau exemplu dintre un primar care se descurcă și se implică în administrație și un primar care nu se implică în administrație sau nu poate sau... și se vaită că îi se pun bețe roate în permanență. Apropo, domnul Dian Popescu mai e președinte la ALDE? Da, este președinte la ALDE, sigur că. Păi ce a apărut prin presă, dar este președintele, este președintele ALDE Gorj. Nu, în ceea ce privește filmările respective, persoanele respective erau cazate la hotelul domniei sale și au apărut la petrecerea respectivă. Doar nu era să le spună plecați de aici. De unde știți? Ați fost și dumneavoastră acolo? Nu am fost. V-am confundat cu un tip din imagine? Știu că m-am confundat. Și eu m-am uitat și credeam că și eu am fost acolo după imaginile respective. Și am zis, bă, am fost și eu. Nu, n-am fost. Eu n-am riscat să vă dau numele? Da. Nu, și eu m-am uitat și n-am fost. Deci am fost atunci, că și eu am zis, bă, am fost și eu. Dacă eu m-am confundat atunci... Corect, deci eu aveam tot drept. Da, aveam tot drept, da. Da. Nu am fost, dar chiar dacă se întâmpla să fiu acolo... Era scandal. Dar nu știu de ce. Pentru că se întâmpla pur și simplu să se întâmplă să fii într-un loc. Ce poți să faci? Nu cu niște mafioți? Păi de unde să știi că sunt mafioți? Acum, dacă ar fi, aș putea să mă acuzați, dar dacă eu nu-l cunosc. Păi localul ăla al domnului președinte nu e frecventat de un cerc restrâns de prieteni? Este hotel, nu. Nu, stați un pic, că erau acolo mai membri ALDE, dacă e să enumerăm așa, pe degete. Erau jos acolo, unde veniseră și... La muzică, da, acolo, da, lângă da, dreptar, lângă purcel da, sau da, ce se frigea da, acolo. Da. Statutul partidului se frige. Erau membri. Staful, nu? Nu, statutul partidului se frige de obicei. Că... Pentru că îi vedem mereu că nu scapă de penal. Nu Ceaușescu, Cosmin. Erau apropiații domnului Dian Popescu acolo. Nu spun că nu erau, dar asta nu înseamnă că cei care erau la hotel nu puteau să coboare la petrecere de la hotel. Sau...
Asta spun. Făceau karaoke, deci Iulian le punea muzica. E clar că era într-o relație. Păi, dar a spus că îi cunoaște. Păi, da. A și declarat că îi cunoaște. Evident că îi cunoaște. De unde? Avea ți bilduri cu ei? Cum îi cunoaște? Păi nu, din faptul că lucrau. Avea album din ăsta cum era la fotbal. Din faptul că lucrau. Are lucrări subcontractate. A și spus lucrul ăsta. Au închiriat niște utilaje. La experiența dânsului de senator și... Se încurca cu asemenea... ocupat domnul Dian Popescu. Credeți că nu știa cine sunt persoanele respective? Nu știa. Stimate domn, dar statul român când a încredințat licitația lui Colini, care a subcontractat acestor indivizi, nu știa acest lucru? N-a încredințat-o. Statul român când a dat... Când a fost o licitație. Statul român care a băgat în pușcărie toți afaceriștii români pentru că erau niște hoți. Nu a știut, ca să vină preacinstiții din Uniunea Europeană, n-au știut ce preacinstiți vin din Uniunea Europeană? Domnule Lădaru. Păi domnul Matei, haideți să, să punem de vedere lucrurile SRI, pe... Haideți să vedem punctul de vedere al SRI, care a creat câmpul tactic și a băgat în pușcărie toți oamenii de afaceri români. Și statul paralel, sunt niște hoți. Păi nu așa s-a întâmplat? Câmpul nu apar acum oameni din SRI care spun acest lucru că s-a creat un câmp tactic? Despre electroliză și despre... Nu avem... membrii din SRI, domnul Măruță, care spun lucrul ăsta, că s-a creat câmpul tactic și au băgat în pușcărie. Să vedem de ce au fost dați afară din SRI. Păi nu știu de ce au fost dați afară din SRI. Ideea este că oamenii vin cu documente. Deci sigur că probleme penale, că dacă SRI-ul a făcut ne-a sunat cineva, nu știu ce să... Înainte de a-l întreba... SRI-ul vine acum comunicate de presă după ce a creat câmpul tactic. Lăsați domnul câmpul tactic. Păi lăsați-mă. Nu e așa cu. Păi, când statul a dat licitația, luați niște sintagme de la televizor, nici nu le vi le asumați în vreun fel sau altul. Păi așa este. Câmpul tactic, auzi. Ce e asta câmpul tactic? Dacă a ieșit un bravo să spună. Păi cum? Vorbesc de câmpul tactic, că nu-l definiți. Definiți câmpul tactic și apoi. Ce e ăla câmp tactic? Este că urmăreau dosarele penale și după ce erau trimise în judecată până la final. Să luăm telefonul înainte de a întreba pe domnul Aldescu ce legătură are cu politica. Asta este. Asta este câmpul tactic. Bună seara, vă ascultăm. Alo. Alo, bună seara. Bună seara, domnule Măruță. Bună seara, domnule Matei. Bună seara, domnule avocat. Mita mă numesc. Da, aveți nume de fotbalist, unul celebru. Aș vrea. Ba nu. Absolut, că în cazul ăsta n-aș vrea, că a fost cam jelnic. Dacă mă poate auzi și mă... Vă aude. Și aș vrea să și noteze un număr de... E în câmpul tactic acum, dar vă aude. ...adresată din partea mea către primăria municipiului Târgu Jiu și știe că am fost și la o ședință de consiliu în luna august, în care am cerut să ni se monteze și nouă stații din asta, o copertină în stație aici, peste drum de mol, și are numărul de registrare 28333 din 20.09.2017, ăsta e răspunsul la adresa din luna august. Și acolo vede și dânsul spre surprindere că îmi spune că îmi dă în decurs a 12 luni de la data emiterii acestei adrese cu 38 sau cu 26 numărul, îmi va rezolva doleanțele. S-a tot vehiculat și pe media și pe rețelele astea de socializare, stații pentru mineri și astea. Și l-aș întreba pe dânsul. Nouă, când ne vine rândul aici în zona CAM-ului, peste drum de stația de plecare, peste drum de benzinăria MOL. Cu toate că există o pancartă cu stație pentru plecările noastre și în ședința de consiliu respectiv, domnul Paschi zicea că nu prevede acolo, în zona aia, stație. Ori stație o avem de aproape de când m-am angajat eu, minerit. Tot la nivelul poliției rutiere, tot la nivel de consiliu, s-a hotărât să ne mutăm acolo. Unde este? Ca să nu perturbăm clienteala translocului. O aveam acolo cândva. La MOL sau la CAM? Unde? Stația este lângă piața de lângă CAM? În CAM, peste drum de benzinăria MOL. Lângă piața de lângă CAM sau mai încoace? Unde e pancarta aia cu reclame din astea. Blocul ăla, lângă piața de barcader. Lângă, păi aia, lângă piața de barcader, deci. Deci lângă, eu nu v-au, mai, nu, greu de tot v-au. Mai degrabă vis-a-vis de fosta fabrică de pâine, vis-a-vis de Velpitar, nu? Da. Așa, da. Exact acolo, peste drum de benzinărie. Domnul Mitea, ascultați-mă, opriți-vă. Domnul Mitea, opriți-vă, că vă duceți degeaba, trimiteți degeaba hârtii pe la primărie. Duceți-vă la nou primar în audiență direct și cereți ca în două zile să vă pună acolo cu perdina și gata. Adresa e semnată de nou primar. Nu vă mai, nu mai trimiteți hârtii degeaba, tăiem copacii, domnul Mitea. Tăiem copacii degeaba, nu mai trimiteți adrese. Nu contează, duceți-vă direct, nu plecați de acolo până nu vă rezolvă. Până nu cheamă un șef de serviciu. Eu acum plecai și stau în ploaie. Deci, nu plecați din primărie până nu vă rezolvă. Deci 28333, da?
Eu nu vă aud, nu știu de ce pe domnul Măruță abia l-aud pe... 28-2-8-3-3-3 numărul. Da, da, așa este, că mi-am notat. Care l-a răspuns? Nu, numărul la cerere. Ce, nu, domnul Măruță, pe dumneavoastră vă mă aud, dar pe domnul Eduard nu. Cine știe, poate bat în vânt al schimbării. Numărul de înregistrare are 28... Da? 3-3-3. Da. Da, l-am notat, o să le-am notat domnul Gădaru, o să verifice. Eu către primăria municipiului Târgu Jiu. Okay. Și dacă l-ați votat, o să și rezolve, dacă nu, nu o să rezolve. Sincer să vă spun că nu, alegerile au trecut și astea. Atunci nu o să rezolve. Am schimbarea și am votat pentru schimbare. Atunci o să... Și votez în continuare atâta timp cât nu mai e PSD-ul la nivel de județ, că nu mi-e rușine, n-are ce să fac, gura nu mă poate închide decât Dumnezeu. Depinde... Am săturat 27 de ani de zile, am zis că să încerc ceva nou. Depinde, aveți grijă ce postați spus pe Facebook, să nu vi se întâmple ceva. Marcel Romanescu nu poate să facă nimic atât cât sunt șacalii ăilalți cu Consiliu. Înseamnă că trebuie să așteptăm 2020 să vedem o altă culoare în Consiliu. Mame, tate, care erau consilieri, consilieri. Și dacă nu și 2020, unii, 2024, mai multe probleme. I-am spus și problema asta cu stația. Acum sunt ca un câine în ploaie. Dumneavoastră sunteți în politică? Nu vă aud, o să urmăresc răspunsurile pe... Mai bine, mai bine. O seară bună să aveți. Atenție și seară bună și succes în continuare. Mulțumim, domnul Mitea, reprezentant al sindicatelor din Complex Energetic Oltenia, mă rog, pe undeva pe la Cariera Roșie, dacă nu greșesc. Domnule Claudiu, vrei să citești... Nu, ne-am edificat, n-are rost să lungim subiectul. Că deci se cunoaște... Puteți să citiți. Domnule, lăsați așa, stați așa, domnul Aldescu, că sunteți în platou cu doi reprezentanți ai partidelor. Nu să zice, nu sunteți membru de partid. E chiar penibil la un moment dat. Să înțeleg că mă certați, domnule. Păi da, cât de asta apare câte unul care n-are nicio legătură cu nimeni. E destul de dubios. Ori poate aveți cu altcineva. Deci din câmpul tactic. Nu cu angajații care reprezintă, are sigur legături. Chiar vă reprezentați interesele angajaților? E dubios și asta. Eu aș dori să ne explice totuși, domnule Daru, cum e cu câmpul tactic. Asta că chiar îmi place. V-am explicat deja cum e cu câmpul tactic. Și apar ofițeri din SRI, general, care spun cum e cu câmpul tactic și cum se făceau rechizitoarele la SRI, se băgau... Am înțeles, domnule Daru, dați-mi voie să vă spun și eu. Și erau urmărite. Ce legătură am eu cu politica? Ziceți, domnule. Deci, n-am nicio legătură cu politica, n-am făcut de la Revoluție încoace parte din vreun partid politic și cred că nici nu o să fac de aici încolo niciodată parte din vreun partid politic. Ce vârstă aveți dumneavoastră acum? Sunt foarte tânăr, așa că am timp să... Până în 50 de ani. Sunt foarte tânăr. N-ați fost utecist, pecerist? Ați prins? Eu am prins, să știți. Ați prins. PCR sau doar UTC? Deci am prins. Ați prins. Păi atunci ați fost, de ce spuneți? A spus omul că... Neadevărat. De la Revoluție încoace. N-a fost eu, deci de la Revoluție încoace nu am fost în niciun partid politic. În niciun partid politic. O să verificăm. Dar știți că îmi place, puteți să verificați, dacă vreți să vă dau și scris. Unu. Da. Și doi, să știți că îmi place cum dezbat aici cei doi politicieni, Alde și... Credeți că sunt pe mână? Și domnul Pecinginer, PNL. Și îmi dau seama că dacă la nivel de partide, care unul este la guvernământ și celălalt este în opoziție, toți sunt discuții de-astea care într-un platou mic și într-o televiziune mică în care nu se înțeleg la un județ, vă dați seama la nivel central nici de cât. Aveți dumneavoastră senzația că nu se înțeleg. Da? Se înțeleg? Înseamnă că nu am informații, vedeți? Dacă n-am... Nu faceți parte din câmpul tactic, nu știți. Dacă nu știu cum e cu câmpul tactic ăsta. Niciodată. Câmpul tactic, dar nu. Da, o să luăm o pauză, o să revenim imediat după pauză cu un telefon important, zic eu, din partea unui dintre liderii de sindicat din România, care o să ne explice de ce sunt românii în stradă, de ce sunt sindicatele în stradă, ce s-a întâmplat de la 1 ianuarie 2018 încolo. Revenim așadar cu emisiunea noastră. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme. Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății.
Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. Amplasat într-un cadru natural în mijlocul parcului central, restaurantul Doina Gorjului are oricând porțile deschise pentru tine și familia ta. La localul nostru, ospitalitatea românească te întâmpină de la intrare. La noi găsești mâncărurile tradiționale românești. Gustul bunătăților de la mama de acasă îl găsești la restaurantul Doina Gorjului. Noi vă facem toate poftele, de la bucatele oltenești la pizza pe vatră și salatele văratice. În zilele caniculare te desfătăm cu minunata înghețată cu arome naturale. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, Strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Vrei să fii în trend și să atragi toate privirile? Vrei ca imaginea ta să fie impecabilă, dar nu ai găsit salonul potrivit? Vino la Mara Salon și vei găsi o gamă diversificată de servicii și produse profesionale de calitate. Vei pleca mulțumită și încântată de noua ta imagine. Mara Salon, coafură, manicură, pedicură și cosmetică la prețuri accesibile. Mara Salon, complex Piața Mare, la etaj. Telefon 0766-849-009. Te așteptăm și îți promitem că vei fi admirată. Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. Vrei să-ți deschizi un restaurant, un cafe-bar sau o rețea de catering? GM Proficuip îți ușurează munca. Alege echipamente profesionale, ambalaje, mobilier și multe alte produse pentru dotare și funcționare. Frigidere verticale, mese de lucru, chiuvete, hote, aparate de gogoși, vată de zahăr sau popcorn, dozatoare de suc, mașini de înghețată sau plite de clătite. Noi și second hand la magazinul situat în Târgu Jiu, pe strada termocentralei numărul 39, în zona fostului CET. Se asigură servicii și piese de schimb. În plus, vă puteți aproviziona cu diverse materii prime pentru produse de cofetărie și patiserie, dar și ambalaje pentru preparate în sistem catering. GM Proficuip, soluția rapidă pentru dotări profesionale de restaurante, hoteluri, cafebaruri și catering. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră. Lustre de cristal sau cu leduri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior, calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. SECE Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale.
reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Am revenit la emisiunea noastră, suntem în direct acum, o să ne facă legătura colegii din regie cu liderul CNS Cartel Alfa, domnul Bogdan Hosu. O să îi adresăm mai multe întrebări, până atunci o să discutăm cu domnul Cristi Aldescu, lider de sindicat. Domnule Aldescu, de ce au ieșit românii în stradă? Ce s-a întâmplat de la 1 ianuarie 2018 încolo cu veniturile românilor din sectorul public, din sectorul privat? Păi, domnul ca să continuăm în spiritul de glumă care l-am început în prima parte a emisiunii, pot să spun că de bine au ieșit în stradă. Vreți să-l supărați pe domnul Lătaru? Nu, eu am spus de bine, probabil au ieșit în stradă. Bine, da. Acum să trecem peste glumă. Vreau să vă spun că în sectorul, vorbim despre cele trei sectoare, sectorul bugetar, sectorul privat, sectorul economic. În sectorul bugetar, așa cum ne-a promis cei care guvernează actualmente, ne-au promis o mărire de 25% la salariații din sănătate. Această mărire, într-adevăr, va fi de 25%, dar va fi mărirea numai scriptic. Adică se va regăsi numai în salariu brut. Că în net se va găsi undeva până la 3-4%. Deci, domnii politicieni s-au ținut de cuvânt ca să ne mărească cu 25%, dar mai mult de 20% se duce la bugetul de stat. Pentru că, din punctul meu de vedere, actuala guvernare nu reușește să facă în așa fel să mulțumească prin aceste măriri, pentru că nu sunt bani la buget, n-au bani pentru salarii, pentru întreținerea unităților de stat și așa mai departe. Vă întreb pentru că l-avem pe domnul Bogdan Hosu la telefon. Bună seara, domnule Hosu, stați în direct la emisiunea Dilemele Zilei la Tele3 din Târgu Jiu. Bună seara! Sunt Eugen Măruță, realizatorul emisiunii, alături de mine colegul jurnalist Claudiu Matei, doi politicieni locali, domnii Gheorghe Pecingine de la PNL, domnul Eduard Lădaru de la ALDE și colegul noastră de la Gorj, domnul Cristi Aldescu. Spuneți-ne și nouă ce planuri au politicienii cu această țară de la 1 ianuarie 2018 încolo, din perspectiva politicilor fiscale și a salariilor, și în sectorul public și în cel privat. Există o creștere, o majorare a fiscalității pe salariat, practic transferul de taxe sociale de la angajator la angajat, conduce la creșterea fiscalității de la 32,5% la salariat la 45% și o scădere a fiscalității la angajator de la 22,75% cât este acum la 2,25%. Din punct de vedere tehnic, dacă pentru sectorul bugetar asta nu înseamnă decât o erodare a creșterii prevăzute de 25% pentru sectorul bugetar, care se va efectua pe brut, dar pe net salariații din sectorul bugetar nu vor vedea decât o creștere de 4%, practic vor mai exista salariații care lucrează astăzi la nivelul salariului minim pe economie, care vor vedea o creștere de 97 de lei pe net în plus în structura respectivă. Restul salariaților rămân la dispoziția angajatorilor, dacă aceștia vor face sau nu creșterile de salarii brute. Când faci o schimbare de politică fiscală, nu ai voie, în mod normal, să lași la latitudinea altcuiva
să decidă acest lucru ca fiscalitate. Să nu uităm că în același timp PSD-ul, în programul cu care a câștigat alegerile din 2016, s-a angajat la o reducere a fiscalității la salariați, ceea ce rezultă în mod clar că marea majoritate a salariaților, vorbim de aproape 3 milioane de lucrători, nu vor vedea această reducere fiscală. În cel mai bun caz, li se va garanta aceeași valoare netă. Acum, în plus, există problematica legii salarizării bugetare, care 153, care este aprobată, care creează evident încă perturbații la nivelul sectorului bugetar, inclusiv în domeniile prioritare, cum este, de exemplu, domeniul sănătății. Nu există un echilibru intrasectorial între diferitele funcții, de unde apar nemulțumiri. Mai mult, și în alte domenii bugetare apar nemulțumiri și vedem acest lucru, de exemplu, la cei din sectorul agriculturii, APIA, care de fapt sunt, hai să spunem, preponderent lucrătorii care realizează absorbția fondurilor europene din domeniul agriculturii, cu care guvernul se mândrește pe bună dreptate, dar care se datorează acestor oameni cărora, practic, combinația noua lege de salarizare bugetară împreună cu transferul de taxe sociale va avea ca și consecință o reducere pe net a salariilor în raport cu salariile actuale undeva între 500 până la 1000 de lei, ceea ce reprezintă pentru aceste categorii de salariați totuși o scădere substanțială și care evident creează nemulțumiri. Cine va răspunde mai până mult, la ceea ce dezechilibrează sistemul, dezechilibrează sistemul de echilibru la contribuțiile pentru asigurări de sănătate. În sensul în care astăzi, adică dacă se aplică ordonanța 79 care prevede acest transfer de taxe, vor rămâne singurii doi contribuabili la sistemul de sănătate, respectiv lucrătorii salariați din România și PFA-urile. Restul categoriilor de cetățeni vor beneficia de sistemul public de sănătate, dar nu vor mai fi contributivi. Și din acest punct de vedere, sesizarea care am făcut-o la Avocatul Poporului pentru Curtea Constituțională era tocmai prevederea din Constituția României, care prevede că sistemul de fiscalitate trebuie să fie echilibrat și echilibrat distribuit între diferite actori ai societății românești. Să nu uităm că nu discutăm de un sistem privat de sănătate, ci discutăm de serviciul de utilitate publică și interes general, care este sistemul public de sănătate, care trebuie să deservească pe toată lumea, cum este normal și cum prevede, de fapt, Constituția la ora actuală. Ce faceți? Stăm și ne uităm cu toții la televizor, așteptăm 1 ianuarie, februarie, să vedem dacă scad salariile? Din acest punct de vedere, partea sindicală, nu numai cartelul ALPA, toate cele 5 confederații, am depus o sesizare la Avocatul Poporului, ceea ce este îngrijorător și care poate crea o destabilizare majoră națională cu consecințe greu de calculat la ora actuală, este că practic guvernul, deși din septembrie, de când cartelul ALPA a început acțiunile legate de acest lucru, am sesizat guvernul asupra faptului că acest sistem de schimbare fiscală creează discriminări și că în mod normal este ușor de atacat la Curtea Constituțională și tocmai pentru a nu crea o destabilizare majoră națională. Să nu uităm că ordonanța, transferul de taxe sociale, devine bază în construcția bugetului de stat pentru 2018. Noi am solicitat guvernului ca el însuși să o sesizeze Curtea Constituțională ca să se clarifice dacă măsura pe care o propune este sau nu este constituțională. Pentru că în calendarul parlamentar este prevăzut cu prioritate aprobarea
până la mijlocul lunii decembrie, probabil până la sfârșitul acestei sesiuni parlamentare a bugetului de stat pe 2018, iar ordonanța legată de modificările fiscale probabil va fi avizată în Parlamentul României prin februarie-martie, deci la începutul sesiunii viitoare. E bine, cel puțin declarativ, opoziția a zis clar că va ataca, de fapt și ei au atacat la avocatul poporului, probabil o vor ataca la sfârșitul ciclului de construcție legislativă în Parlament, dar întrebarea care se pune și de care trebuie să fim cu toții responsabili, care sunt consecințele la care suntem supuși cu toții dacă curtea va declara ordonanța neconstituțională? Ce efect va avea? Cel puțin calculele noastre arată că, pe de o parte, va fi o serie de procese perfect justificate din partea salariaților bugetari care vor da în judecată ordonatorii pentru un nivel de salarizare necorespunzător, adică de recuperare a salariilor nete neplătite la valoarea creșterii de 25% pe actuala fiscalitate. Pe de altă parte, deficitul bugetului de stat, care cel puțin teoretic este calculat să fie sub 3%, va crește probabil la 7 sau 8%. Sunt consecințe care vor cade în cascadă, cu efecte neplăcute, cu prioritate pe investițiile pe care și le dorește toată lumea și care le promite, în care statul va ajuta sectorul privat într-o dezvoltare economică normală și care, evident, vor fi încă o dată sacrificate. Până la urmă, dacă dumneavoastră aveți toate aceste date asupra scăderilor de salarii de la 1 ianuarie, să mă rog, reflectate în luna februarie, ce au avut în plan politicienii acestea care au dotat politicile fiscale? Vorbim despre creșteri de salarii semnificative pe de o parte, pe de altă parte de reducerea TVA-ului, reducerea impozitului pe venit, o scădere a taxelor la colectare. Nu pare logic la un moment dat ce se întâmplă. Care a fost rațiunea acestor decizii? Are o anumită logică, care, cu tot respectul, nu este logica unor politicieni care răspund de întreaga țară, de întreaga economie națională. Logica pleacă de la faptul că și-au propus majorarea sistemelor salarizării în sistemul bugetar, a salariilor bugetarilor. Din acest punct de vedere, legea 153 face și a făcut chiar și în acest an creșteri salariale semnificative, sunt complet dezinteresați de ceea ce se întâmplă în sectorul economic. Și din punctul de vedere pragmatic, trebuie să recunoaștem că o categorie care a fost prioritară, preferată și care a beneficiat preferențial de legea de salarizare bugetară sunt chiar și aleșii. Să nu uităm că în proiectul inițial aleșii aveau creșteri salariale de la 1 ianuarie 2018, conform formei ieșite din Parlament, lor li s-a aplicat coeficientul prevăzut în lege de mulțit cu salariul minim pe economie de la 1 iulie, ceea ce a avut ca efect o creștere substanțială a veniturilor aleșilor respectiv. Parțial acest lucru a fost reflectat în mare parte și în salariile din administrația publică locală, parțial datorită faptului că nu peste tot s-a aplicat un mecanism unitar, unii au beneficiat, unii n-au beneficiat de aceste creșteri și tot ei, mă refer la aleși, vor fi cei care prioritar vor avea o creștere substanțială de la 1 ianuarie 2018, pentru că aleșii și în principal parlamentarii nu numai că le vor crește coeficientul cu noul salariu minim pe economie de 1900 de lei, dar în același timp toate indemnizațiile atât de deplasare în București, cât și indemnizațiile pentru întreținerea birourilor electorale locale sunt raportate la nivelul salariului minim pe economie, ceea ce va face ca creșterea respectivă să fie substanțială. Practic vom ajunge la situația în care un ales va consuma pe lună undeva în jur de 50.000 de lei.
ceea ce reprezintă, adică 500 de milioane de lei, reprezintă o sumă importantă. Al doilea lucru este că prioritățile PSD-ului, care mă refer la prioritățile prevăzute inclusiv în programul de guvernare a votat de Parlament la sfârșitul lunii iunie din acest an, sunt ușor încălcate, ușor între ghilimele aș dori să vedeți. Aș reaminti faptul pentru ascultătorii dumneavoastră că prevederea era ca salariul minim pe economie să fie de 2000 de lei de la 1 ianuarie 2018 și că în același timp să existe două salarii minime. Unul, să spunem, salariul minim garantat în plată general, care pleacă de la necalificat, iar pentru funcțiile care necesită calificări superioare era prevăzut să fie de la 1 ianuarie 2018 2300 de lei. Lipsa contractului colectiv a unei ierarhizări face ca la ora actuală în sectorul economic, subliniez încă o dată, nu în sectorul public, să nu există o ierarhie și marea majoritate a salariilor să fie polarizate, să fie regrupate în jurul salariului minim pe economie, ceea ce face o proastă distribuție a creșterii economice și care o vede marea majoritate a cetățenilor. Degeaba avem creșteri de 6% dacă aceste creșteri nu se regăsesc în buzunarele românilor. La ora actuală avem o distribuție proastă, 62,5% din creșterea economică se duce către capital, adică către proprietari, iar numai 37,5% se duce către salariați. În mod normal, această distribuție în țările veste europene, inclusiv în Statele Unite, este taman invers, adică 60% la salariați, restul la capital. De aici apare și recordul pe care îl avem, în sensul în care suntem pe locul întâi la nivelul țărilor Uniunii Europene din punct de vedere al sărăciei persoanelor active, deci al sărăciei persoanelor care muncesc. Avem 22,3% din populația salarială care se află în sărăcie. Deci sunt persoane active, contribuie, muncesc, dar în același timp sunt săraci datorită nivelurilor foarte scăzute. Ultima întrebare, cel puțin din partea mea, de la 1 ianuarie anul viitor, la ce să ne așteptăm în cazul în care se va adeveri, ce spuneți dumneavoastră, scăderi de salarii și de venituri? De la 1 ianuarie, convulsii sociale, conflicte. Ceva, practic, impactul din punctul nostru de vedere va fi la lichidarea lunii ianuarie, adică la sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie, când marea majoritate a salariaților vor primi fluturașii în care vor constata că veniturile lor nete vor scădea. Pentru că, deși au dat, hai să spunem, pe furiș vestita ordonanță 82, prin că n-a trecut nici prin comisiile de dialog social, nici prin Consiliul Economic și Social, în care se prevede obligativitatea ca în perioada 20 noiembrie, 20 decembrie, orice întreprindere să negocieze cu reprezentanții salariaților tocmai transferul de taxe sociale, întrucât în textul ordonanței respective nu apare decât obligația de a începe negocierile, nu de a le finaliza și de a face transferul efectiv, cel puțin și datorită faptului că 42% din salariații din România oficial înregistrați în registrul salariaților în Revisal, 42% sunt în întreprinderi de la 1 la 49, în care nu există în general sindicate, nu există posibilitatea de negociere și practic salariații aceștia vor fi primele victime ale acestei noi politici fiscale, care nu înseamnă decât o ridicare a fiscalității pe lucrători. Aș vrea să vedeți că pe viitor, pe viitor însemnând 2018-2019, când se va negocia, practic la noile negociere, când se va discuta creșterea, de exemplu, cu 100 de lei a brutului, înseamnă că în momentul respectiv salariatul nu va lua decât 57 de lei în mână din cei 100 de lei care vor fi creștere salariale. Deci, practic, va fi o creștere de fiscalitate superioară care se va reflecta mai puțin bani în buzunarul lucrătorilor.
Am înțeles, domnule Bogdan Hosu, vă mulțumim pentru intervenția din această seară. Sănătate vă dorim. Bună seara. O seară bună să aveți. Domnule Aldescu, adică e o concluzie destul de clară. Ne așteptăm la venituri mai mici, la o viață mai... Domnule Eugen, e greu să vorbești după puțin Bogdan plăcută. Hosu. Dar începând cu 1 ianuarie, așa cum a spus președintele Cartel Alfa, când salariații o să-și primească începutul februarie, atunci o să vedeți că o să fie convulsii sociale, o să fie ieșiri din stradă masive, o să procese? Fie procese, așa cum a precizat, pentru că invitațiilor noștri nu le displace faptul că o să fie procese. Când economia merge prost, avocații, preoții și doctorii au tot timpul de lucru când lucrurile merg prost. Și medicii legiști. Păi asta spuneam, da. Medicii am spus, da? Deci acolo e eu, pe continuu. Eu totuși aș avea o întrebare să ne explice totuși Edi Lădaru, că dumnealui este în partidul de guvernământ, ce se întâmplă? Care sunt politicile... Înainte să explice. Nu mai puțin, ca să completez puțin eu. Am înțeles, eu cred, nu sunt de acord cu dumneavoastră și am să spun de ce. Domnul Pecinge vrea să-l scoată din câmpul tactic. Convulsiile vor începe mult mai devreme, când vor veni primele facturi. Când vor veni primele facturi, pentru că vorbim doar de partea asta. Au crescut prețurile, da. Descreșteri salariale. Dar uitați-vă la facturi, că astea au crescut cu siguranță. La prima manifestație pichetare a prefecturii Gorj, în întâlnirea cu prefectul Ciprian Florescu, am precizat că o să fie creșteri a facturilor la gaze, la curent și așa mai departe. Dumnealui a spus că nu o să fie, că nu s-a mărit și nu o să mărească. Eu consider că un reprezentant al guvernului și un om politic care totuși deține o funcție importantă în acel județ... Despre cine vorbiți? Despre Ciprian Florescu. A spus prea multe atribute la Ciprian. Dar problema este că un om care... Da, am pus prea multe atribute, așa, aveți dreptate. Mă gândesc, a fost un om politic, da? Da. Am zis, actuala reprezentantul guvernului în teritoriu. Așa. În momentul când spune și iasă public și spune că nu o să fie măriri, că nu o să crească prețul energiei, nu o să crească prețul gazelor și nici la o săptămână, la două săptămâni deja a explodat prețul la combustibil, prețul la gaze și așa mai departe, poate ne explică domnul Edi Lădaru cum stau aceste lucruri, că dumnealui este un factor important în politica gorjeană. Sigur. Lucrurile stau în felul următor. Am auzit amalgamul de idei al domnului Hosu, care a fost un amalgam, se ducea într-o parte, venea pe partea dreaptă și se întorcea pe partea stângă. În sensul că, pe de o parte, guvernul trebuie să-și atace propria de ordonanță la Curtea Constituțională. Cred că ar fi respinsă ca inadmisibilă, pentru că eu, guvern, adopt o ordonanță de urgență pe care pot oricând să o abrog, dar mă duc la Curtea Constituțională să-mi o atac invocând că este neconstituțională. Orice judecător de la Curtea Constituțională spune, băi, ești prost, pe abrogul dacă tu crezi că e neconstituțional. Dom'le, așa spus și noi, când a dat cu propriul guvern jos. Noi n-am mai văzut din ăsta. Chiar e o premieră mondială. Această absurditate invocată de domnul Hosu vine dintr-o dorință a domniei sale de a manipula. Pentru că nu cred că este o necunoaștere în acest sens. Sau poate fi și o necunoaștere, nu știu ce să zic. De asemenea, alte manipulări pe care dorește să le facă domnul Hosu este în felul următor. Ba spune că cresc salariile cu 4% de la 1 ianuarie 2018, inclusiv în condițiile în care va fi această fiscalitate, ca așa a spus. Ba spune că vor scădea salariile de la 1 ianuarie 2018. Mai întâi să se lămurească și domnul Hosu cu domnia sa, să poartă o luptă interioară cu domnia sa, el cu el când se uită așa în oglindă, și după care vine și ne spune exact ce și cum are de spus. Bun. Haideți să vedem despre ce este vorba. Vedeți că e lider de sindicat din 1990. Poate să fie, nu mă interesează. Ieșiți din șoimii patriei atunci. Ieșiți din șoimii patriei, așa e, da, corect. Mergeam la școală. Și nu mai ziceam tovarășa văzătoare, spuneam doamna învățătoare. Domnule, puteți să avem un dialog? Sigur că da. Dumneavoastră l-ați provocat, vă reamintesc. Tocmai de asta aș dori să avem un dialog. Deci, domnul Bogdan Hosu a spus corect ceea ce a spus. A vorbit de sectorul bugetar, sectorul economic și sectorul privat. Că dumneavoastră probabil l-ați înțeles. Sigur. În sectorul bugetar,
actuala guvernare, și dumneavoastră faceți parte din actuala guvernare, ați promis în campanie că o să dați 25% mărire începând 1 ianuarie 2018. De corect? Dar au mai fost măriri. Nu, am spus. Să spunem că mai fost măriri și până acum. Vorbim, păi nu vorbim numai când vreți dumneavoastră. Păi vorbim numai de când vreți dumneavoastră. Nu vorbim de creșterile care au fost și până acum. Domnule, vă reamintesc că nu este în politică, domnule. Vi se pare puțin că un medic ajunge să câștige și 200 de milioane lei vechi pe lună? Vi se pare puțin, stimate domn? Știți dumneavoastră? Eu nu, da, știu cazuri de genul ăsta. Vi se pare corect ca la anumite direcții, din județul Gorj, să câștige directorii 150 de milioane de lei pe lună? De lucru la un medic de la 30 de ore la 48 de ore? Domnule, eu nu vă întreb de asta. Nu întreb. Domnule, stați puțin. Eu vă întreb, vi se pare puțin 200 de milioane lei vechi pentru un medic în România? Haideți să revenim la vă întreb, vi se pare reprezentați sănătatea? Pentru niște specialiști mi se pare chiar puțin. Așa este. Pentru specialiști mi se pare 10.000 de euro la un medic în străinătate. Stați puțin, păi, eu mă refer pentru România. Păi 10.000 câștigă în Germania un medic. De-aia au plecat medici din sistemul sanitar. Au 200 de milioane. Au 200 de milioane, domnul. De parte de familie, de parte de copii, de parte de... Eu vă întreb, unele salarii sunt 200 de milioane lei vechi. Vi se pare puțin, vă întreb. Aveți aceste date? Da. Am aceste date. Și vi se pare mult? Vă întreb în România, nu dumneavoastră, vi se pare puțin? Un neurochirurg ia 200 de vi se pare puțin? Dar dumneavoastră știți câte gărzi efectuează un doctor ca să facă 200 de milioane? Vă întreb. Da, dar până acum, pe vremea lui Boc, când câștigat 50 de milioane, n-ai ieșit în stradă. N-a spus niciun de stradă. A ieșit. Dumneavoastră nu ieși nici politică. Era mea la frază liniștit. Când ieși am votanul, vă zic și mi-or la ea odată și dumneavoastră erați ca și licei. Trebuie să luăm o pauză de publicitate până va reveni dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să ne răspundeți nouă. Bilet pentru cei dragi. Știu că vă plac dulciurile, dar nu aveți timp să le faceți în casă. Vă e dor de cozonacii rotofei ai bunicii, de plăcintele rumene și aburinde, de foietaje fragede și cornuri cu gem sau cremă de ciocolată? Prea complicat să vă pierdeți vremea la cuptor. Lăsați patiserii cu tradiție să vă răsfețe. Cu multă pasiune, Aida. E vremea să mergeți la patiseria Aida. Toate produsele sunt proaspăt coapte în fiecare zi. Aveți încredere că și copiii mănâncă ceva dulce, bun și proaspăt, nu congelat. Cei mai buni cozonaci și produse tradiționale românești la patiseria Aida. Pentru comenzi, sunați la 0720 009 977 ori mergeți direct la patiseria Aida din Târgu Jiu, strada Nicolae Titulescu, vis-a-vis de Liceul Pedagogic, în complex favorit din Piața Mică sau la punctele de vânzare din centrul orașului. Aida, cu multă pasiune. Patiserie din 1994. Bucură-te de Wi-Fi super rapid aici. Și aici. Și da, și aici. Cu pachetele Happy Home de la UPC te bucuri de Wi-Fi super rapid oriunde în casă. Cu Happy Home, toată familia se bucură de cea mai bună experiență Wi-Fi pe mai multe device-uri în același timp. Bucură-te de fiecare moment. UPC. Ești licean și te preocupă viitorul tău? Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu te pregătește pentru o carieră de asistent medical generalist și asistent medical de farmacie. Calificări autorizate prin ordin al Ministrului Educației. Alege alternativa la învățământul sanitar post-liceal de stat și vei avea asigurată calificarea de nivel 3 avansat în domeniul sănătății. Profesori și medici cu o temeinică pregătire profesională fac parte din corpul profesoral care asigură pregătirea cursanților. Stagiile de pregătire practică se desfășoară în Spitalul Județean de Urgență Gorj, spitalele orășenești, clinici private, farmacii și companii farmaceutice. Se oferă posibilitatea efectuării unor stagii de pregătire practică în clinici din Germania. Școala sanitară post-liceală Hipocrate din Târgu Jiu, Calea București, numărul 71. Școala unde vei deveni asistent medical, o profesie pentru Europa.
Te interesează siguranța? Vrei ca afacerea ta să aibă succes? TDS este soluția. TDS SRL vinde, asigură instalare și servicii pentru sisteme de alarmare contra infracției, de supraveghere video și control acces, calculatoare, copiatoare și imprimante, case de marca fiscale și aplicații POS, cântare electronice, centrale telefonice, stații radio, aer condiționat. TDS asigură piese de schimb și consumabile pentru toate echipamentele din ofertă. SCPT NDS Impec SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vino în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT NDS Impec SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT NDS Impec SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253-211-321. SC Autosion Serv execută în mod profesionist lucrări de înlocuire parbrize, lunete și geamuri laterale, reparații fisuri produse de lovituri de pietre. SC Autosion Serv aduce la comandă orice tip de parbriz, geam lateral sau lunetă. Executăm poliș profesional de faruri și stopuri. SC Autosion Serv, vulcanizare pentru camioane și autoturisme. Am revenit la emisiunea noastră, care a continuat și în pauza de publicitate, desigur. Cum a continuat? A continuat tot cu spirite încinse, ca să nu spun, cu scandal. O dezbatere, domnule, dezbatere. A fost e scandal direct, ce să mai fie dezbatere. Sunește, avea și un telefon de la, nu l-am mai luat, iată, Claudiu. Ești de acord cu politicile acestea? Ar trebui schimbate, modificate? Bun, să mai am poate face. Nu, nu, până luăm telefonul, ca sună cineva și zicem să nu avem două secunde. Da, nu. Eu nu. Bineînțeles că nu. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Nu știu dacă numele meu este important, aș vrea să adresez o întrebare, poate două, domnului Lădaru. Spune și numele, dacă vedem noi dacă e important sau nu. Marin Popescu este numele meu. Înțeleg. Și voiam să-l întreb pe domnul Lădaru, dacă munca unui avocat este cuantificabilă în bani. Păi este cuantificabil în bani, da. Alo? Da, este cuantificabil în bani. Cum să fie altfel? Ok. Viața unui om este cuantificabilă în bani? Nu, stimate domn, dar haide să nu intrăm în astfel de... Mai devreme ați adus o acuză gravă la adresa celor care salvează vieți. Nu, n-am adus dacă nicio acuză. N-am adus nicio acuză. Ce v-a dat dumneavoastră? Nu. Ar avea nevoie de un medic. Stimate domn, ar fi plecat în... Stimate domn, nu am adus nicio acuză. Sau oriunde în lumea asta l-ar mai primi? Stimate domn, nu am adus nicio acuză. N-am spus că nu trebuie mărite salariile. Eu am întrebat doar dacă un medic, dacă câștigă 200 de milioane lei vechi, este puțin în România. Dacă, asta am întrebat. Viața, că s-au dublat salariile, stimate domn, păi viața nu este cuantificabilă, dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm salarii de 10 milioane. Dacă viața unui om nu este cuantificabilă în bani, cei care salvează vieți, merită au dreptul să fie judecat că primesc un salariu? Păi, dar eu nu i-am judecat pe ei, stimate domn. Eu am judecat faptul că de la cât primeau s-au dublat salariile în guvernarea aceasta, iar acum ies în stradă pentru nu știu ce motiv. Asta vreau să spun, că s-au dublat salariile. Pe vremea lui Boc, când aveau salarii de 4 ori mai mici decât aveau acum, nu erau cu toți în stradă. Asta vreau să spun. Deci nu putem să ne batem joc și să nu vedem creșterile salariale, stimate domn. Domnule, dar nu pentru drepturile altora. Da, stimate domn, pentru drepturile lor, dar trebuie să lași de la tine. Că atunci... Și pentru dreptul ca la munca acest cinstit prestată să fie remunerat corect, domnule Daru. Stimate domn, nu pentru gogoși pe care le vinde doamna Olguța, domnul Dragnea și alții de la PSD, dar să știți că ăștia au dublat salariile.
Dar să știți că ăștia au dublat salariile acum. Nu le-a dublat nici Cioloș, nici Boc, nimeni altcineva. Ăștia au dublat salariile acum. A fost propunerea lui Cioloș, domnule. Ăștia au dublat veniturile, pardon, să nu spun de salarii. Ăștia au dublat salariile. Ăștia pe care dumneavoastră îi dublați. Proiectul a fost al lui Cioloș. Pe care l-a votat. Și cu Băsescu? Pentru că era tehnocrat. Păi da, sigur, pentru că era tehnocrat, sigur că da. Pentru că, și ne-a vândut garoase, domnule Daru. Păi cum v-a vândut? V-a dublat salariile. Domnule. V-a dublat veniturile sau da, altele și va fi bine. Și n-a fost, a fost desigur, bine a fost, dar pentru ei, nu pentru noi. Domne, bine că a fost bine pe vremea lui Boc, când au scăzut salariile. Nu aveți o marată cu Boc, îmi cer scuze. Au scăzut salariile la jumătate și a crescut TVA-ul la 25%. Doi, dar nu se poate să înjurați tocmai pe aia care vă dublează veniturile. Chiar nu se poate așa ceva. Eu refuz să cred așa ceva. Este inadmisibil așa ceva. Eu chiar vă doresc să aveți parte de altcineva, să vedem ce vor face ceilalți. Că ajung în felul ăsta să-mi doresc. Am văzut, domnule Garoș, și a făcut și PNL-ul. Eu vi-l doresc din nou, pe Boc prim-ministru, stimate domn. Vi-l doresc din nou pe Boc prim-ministru? Vi-l doresc din nou pe Boc prim-ministru? Ca să-l aveți din nou pe Boc, să vedeți ce înseamnă. Asta e. Retrageți-o de la guvernare. Asta este. Dacă îl punem pe Boc. Aveți posibilitatea să-mi propuneți. Sigur că da. Să vă retrageți de la guvernare. O să-ți propunem pe Boc, sigur că da. Pentru dumneavoastră. Nu aveți o mare pe Boc. A fost acum 10 ani. Și a bătut joc de țară și n-a fost nimeni în stradă. Acum, după ce s-au dublat salarii, veniturile, pardon, toată lumea e în stradă. Înțeleg. Unde s-a dublat pe hârtie? Că asta vorbesc cu oameni, mă scuzați. Nu s-a dublat pe hârtie. S-a pe hârtie. Nu sunt în conturile lor. Sunt. Unde care conturi sunt, domnule? În conturile de la bancă. Mă scuzați, aveți banii care îi luați în mână. S-au dublat, domnul meu. Îmi cer scuze că intervin, că domnul Lădar... Noi spunem cu toți. Domnul pe ținut. Nu s-a dublat. Mulțumesc. Nu. Asta s-a dublat poate la Olguța și la, cum spunea și domnul Hoț, poate parlamentar. Dar niciun caz nu s-a dublat la Olguța. Asta unde se vede? Mă scuzați un pic. Unde se vede asta că și noi lucrăm într-un domeniu liberal? Unde se vede asta la noi? S-au dublat onorariile? Pentru că dacă se dublau salariile, venea și omul și puteai să-i pretinzi. Știți foarte bine că avem probleme cu onorariile minimale acum, care să mi s-au impus. Că la Burj nu le poți șere. Dați-mi voie să fac o completare. Și să ne calmăm puțin că domnul Enes este cer scuze pentru și nu, săracul, da. Ambulanța că... Nu mai vine. Dar eu urmăresc colegii mei în direct, să știți că nu vi se... Îl ducem cu mașina. Stați liniștit, nu este nicio problemă, că mai mult decât mine n-a luat nimeni apărarea medicilor în Târgu Jiu. Ascultați-mă ce vă spun. Dar nu putem nici să ne batem în joc. Dar dacă mă continuați părintele, nu vă doresc să ajungeți în spital. Stimate domnule, dar nu putem să ne batem în joc. Ascultați-mă puțin. Nu puteți să ne batem joc. Mai mult decât mine nu ne-a luat nimeni apărarea medicilor în Târgu Jiu. Ca politician. Dați-mi voie. Nici un politician, dar nu putem nici în bătaie de joc să venim să spunem că, de fapt, doamne, trăim mizer, trăim sub limita subzistenței. Trăim bine, domnule. Nu trebuie. Vă rog. Dar este domnul Lădar, stați că mai dorește să încheie telespectatorul. Nu trebuie bine, dar după ce se dublează, trebuie să faci atâta. Să dublează facturile. Domnul Lădar. Vă ascultăm. Domnul Lădar, aveți un debit verbal de admirat. Mulțumesc. Vreau să vă întreb altceva. Ar putea produce energie electrică. Lucrez la ambulanță, așa cum spunea prietenul meu Cristi. Știți cum se circulă în Târgu Jiu și în județ în fiecare zi? Așa. În ce sens? Nu domnule, noi ne riscăm viața în fiecare zi să ajungem într-un timp rezonabil și util pentru a salva vieți. Da, știu. Și nu avem nici măcar o asigurare de viață. Păi aici asta trebuie să cereți. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră. Și eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar dumneavoastră nu cereți asta. Copiii noștri rămân. Păi asta. De acord mai puțin să vrea să încheie, că dorește să încheie și să plece să drumuri dacă unul dintre noi se duce la cel de sus, mâine într-un accident de circulație. Păi asta e problema. Nu puteți să pledați la bară în continuare. Păi asta este problema, stimate domn. Nu e chiar așa, că se poate pune problema și în familia mea. Asta este într-adevăr o problemă. Colegul precizează că nu mai riscă viețile pentru amăriția de bani. Asta înseamnă să cuantificăm viața în bani, domnul Lădaru.
Domnul, haideți că nu are rost să domnule, mai continuăm. Domnule Lunar, eu chiar asta era într-adevăr o problemă. Așa cum spunea un președinte, dar de pe care... Cum spunea că din februarie încolo să fie foarte o mult... Să vadă salariile măsură. Eu chiar îmi doream să vă angajez, dar acum îmi pare rău, nu o să vă mai angajez la viitoarele procese care vor urma. Asta a fost bun. Vă spun un lucru important, o să știți că o să vă evite toți sindicaliștii. Bine că m-a băgat până acum. Domnule Daru, pierdeți client, stați așa. Da, sigur că m-au băgat până acum seama sindicaliștii. Vă ascult, domnul Popescu. În speranța că altă dată veți invita și oameni care muncesc, nu numai oameni care vorbesc frumos la televizor, și mă gândesc aici la domnul Daru, și la o obsesie personală cu dumnealui, vă salut și vă doresc o emisiune plăcută în continuare. O seară bună să aveți... Păi vedeți care sunt problemele din sănătate. O altă problemă enormă din sănătate este faptul că asigurările medicilor pentru malpraxis nu funcționează. Și ne trezim în loc de... Păi cum, de unde știu? Nu funcționează, stimate domnule. Uitați-vă la Monica Pop, uitați-vă peste tot. Pentru că dumneavoastră veniți aici cu tot felul de dezinformări. De ce? Cu păi bă, așa veniți, cu tot. Funcționează asigurările malpraxis, stimate domnule. Funcționează asigurările malpraxis, stimate domnule. Când ați fost ultima dată la spital? Stimate domnule, funcționează asigurările malpraxis? Nu mă aude. Funcționează sau nu? O declarație așa în direct. Dumneavoastră sunteți un politician foarte bun. Lăsați politicienii, funcționează asigurările malpraxis. Dumneavoastră sunteți un sindicalist foarte slab. Stați puțin, am înțeles, eu sunt cel mai slab sindicalist. Sunt cel mai slab. Dumneavoastră nu susțineți adevăratele probleme. Dumneavoastră sunteți un sindicalist. Sunteți cel mai slab sindicalist. Da, sunt cel mai slab, așa, într-adevăr. Asta este. Dumneavoastră sunteți un politician foarte bun. Păi dumneavoastră lăudați și lăsați să vă critice. Asta este foarte slab pentru că... Ați căzut din ambulanță, ce aveți? Dar lăsați dumneavoastră să mă critice, de acord cu toate criticiile. Sunteți cum? Când ați văzut, v-am urmărit în direct, da, în mai multe emisiuni, când ați văzut un adversar care încearcă să vă aduc aminte ce ați promis, dumneavoastră, dintr-o dată așa, aveți o logure așa, care nu vă mai poate opri nimeni, ca să nu mă lăsați pe adversarul dumneavoastră să vorbească. Ca să spunem realizările, da. Să vorbim. Păi nu, să vedem și realizările. Să facem un mic, un mic istoric al ce ne spuneți voastră că ne-ați mărit și ne-ați dublat salariile. Da, așa e, venit-o, venit-o. Domnilor, mai avem un telefon, poate e tot un domn din sănătate. Bună seara, vă ascultăm. În net, să știți că nu s-au dublat. Ba, net s-au dublat. Nu s-au dublat, să știți. Mai este un telefon. Bună seara, vă ascultăm, sunteți în direct la emisiunea Dileme Zilei la Tele3. Deși sunt mor după fotbal, să-l ascult pe domnul Dar. Ce este fotbal în seara asta? Mulțumesc! E fotbal asta seara? Da, domnule, frumos vorbește de nu știu să ce să înțeleg. Ce fericit. Tot bântuie cu boc. Domnule Rădaru, spune cine a lăsat țara în mizerie în 2009? Boc și cu Băsescu. Domnul Tăricianu a luat salariile. Tăricianu a dublat și el salariile. Lasă-mă să vorbesc eu acum. Tăricianu a dublat și el salariile și la toți bugetarii. Chiar toți au dublat salariile în țară. Da, Tăricianu le-a dublat și actuala guvernă le-a dublat. Domnul Tăricianu a distrus țara în 2008. Da. Așa. 2009 țara n-a fost condusă, fiindcă PDL-ul a făcut o greșeală mare, s-a aliat cu PSD-ul, domnule. Și 9 luni a ținut în șac. După 9 luni când a văzut că țara e îngăleată de tot, au plecat, domnule, unde ai trăit în țara lui Dragnea paralelă? Nu este adevărat, i-a scos PNL-ul de la guvernare. I-a scos PNL-ul de la guvernare ca să poată să fraudeze alegerile, stați liniștit. De ce? Că l-a condus PSD-ul. Asta e diferența. Și nu mai vorbim de salarii. Am mărit parlamentare pentru ei. Eu ca pensionar sufăr. Ce prețuri avea Boc în 2010 și ce prețuri sunt acum, domnule Lădaru? Asta apar n-aveți. Au fost mult mai mari în 2010. Și nu mai spuneți, domnule sindicat, mult mai mari în 2010 au fost. E nulitate, ce politic. Dă-i-te-a necunduțarea, apar n-au și cu politica. Deci pentru ei, pentru Dragnea și pentru Tăricianu, să distrugă justiție, să distrugă DNA tot, să fure cu ce-a mai rămas. Asta faceți. Domnul Boc în 2010 mi-a dat 2.500.000 la pensie, mi-a vrea grupa, să aduc cuponul, să-l pun pe masă. Și dacă nu e așa, dai cu mine unde vrei. Și domnul PSD, da. Ponta, 3 ani, mi-a pus 1.500.000. Când a fost mai bine? Când a fost mai bine, doamne, m-a lăsat Tăricianu cu 850 de lei și m-a lăsat Boc cu 11 milioane. Fă socoteala dacă se iar medică. Și m-a lăsat Ponta cu 12.500.000. Când a fost mai bine? Urlu în casă când vă aud, vorbim numai trâmpenii. Să nu mai spună nimeni că vrei frumos. Vorbiți frumos și prost întotdeauna.
Vedeți, domnule, dar eu vă laud și alții vă critică. Nu, stați liniștit. Adică eu sunt colegul dumneavoastră, deputatul care vă laudă ei ca persoană mea și dumneavoastră vă alții. Că trebuie să susțineți adevăratele probleme din sănătate. Adevăratele probleme din sănătate sunt pentru dumneavoastră. Păi așa este, păi așa este. Păi acum aveți și trebuie să faceți. Păi puteți să glumim, păi sigur că da. Așa e de bun simț. Să nu vă agresați fizic. De ce nu funcționează asigurările pentru malpraxis? De ce nu funcționează asigurările pentru malpraxis? De ce nu cereți asta, stimate domn? Păi de unde știți că n-am cerut? Păi n-ați cerut. Păi vă văd ce cereți. Vă ce cereți. Vă ce cereți. Da, văd ce cereți. Văd ce cereți dumneavoastră. Dumneavoastră nu cereți nimic pentru medici. Nimic pentru asistență. Dumneavoastră lăsați să li se facă dosare pe care pentru că nu funcționează așa de asigurări, domnule. Să vă spun ceva. Da, asta faceți. Partidele care guvernează actualmente, și adică în prezent, această țară, cu oameni de ca dumneavoastră o să piardă, să știți. Da, sigur că da. Vă spun și partidelor și duceți-vă de grijă la medicii dumneavoastră, ca ale căror asigurări de malpraxis nu funcționează. Oameni și să fac dosare penale. Politica care guvernează actualmente această țară. Domnule Dar, haideți să vă liniștesc un pic în seara aceasta. Așa, ziare.com, că e tot în câmpul tactic, 43.000 de medici au plecat în România după ce am intrat în UE. Da. Majoritatea pe vremea guvernării Boc. Nu, domnule, aveți o obsesie. Bine, domnule, dar faceți dumneavoastră, să-i aduceți înapoi. Să-i aduceți înapoi. Domnule, 43.000 de medici. Domnule, sunt niște nenorociți, am înțeles, am înțeles și greșii. Dar faceți dumneavoastră ceva. Domnule, dar 43.000 de medici. Dacă nu se face rău, îl pun pe Claudiu să vă opereze pe masă aici, că nu mai are cine la spital. Domnule, vă rog frumos. Am și cu asistent Claudiu. Cu anestezist. Cu anestezist, domnul Pecinci. Și cu domnul Aldescu. Din dumneavoastră la 43.000, un oraș întreg. Aduceți-i înapoi, domnule. Ce da, 43.000. Nu-i mai aduce înapoi. Păi nu i-a trimis, domnule, Băsescu din țară. Câte emisiuni ați făcut atunci împotriva lui Băsescu, când i-a trimis Băsescu? Nu-ți convine. De câte ori a fost domnul Aldescu în stradă când spunea Băsescu? Nu-ți convine, medicule, pleacă din țară. Dați notă explicativă acum. Guvernarea Băsescu, Boc și-a bătut joc de această țară. Peste jumătate din medici au plecat. Și acum ce să facem? Singur revista a luat decizii greșite. Ce dacă poate să facem? Și au dispărut izolate. Dacă ia viile și... S-au duplat veniturile la medici, stimate. Domnule, doar nu m-au vorbit. Dar de că mai avem un telefon. Opriți-vă, avem un telefon. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Bună seara. Mulțumesc, aproape că adormisem. Numele meu este Radu Ciucuiu. În primul rând, aș vrea să vă mărturisesc că vă urmăresc oarecum consternat de acest circ ieftin, din nefericire. Suntem niște oameni civilizați, aveți niște oameni civilizați în platou, care însă nu par să se comporta pe la nivelul la care doresc să vi se vadă ștaiful. A doua chestie, aș vrea să fac o precizare, este unanim cunoscut faptul că una dintre cele mai dezastroase, dacă vreți, unul dintre cel mai dezastruos guvern a fost cel, domnul Iuita Liceanu, care în plin boom economic, în loc să meargă către investiții, n-a făcut decât să adopte niște măsuri total populiste. În al doilea rând, aș vrea să adresez o întrebare, chiar două, și o să închei foarte repede, domnului Lădaru. Unu, este aș vrea cu subiect și predicat să-mi spuneți unde s-au dublat aceste venituri. Să-mi spuneți dumneavoastră cu subiect și predicat, eu cu ochii mei am văzut fluturași cu salarii scăzute în sistemul medical înainte de a li se crește. Deci eu am văzut salarii scăzute în Târgu Jiu, în spitalul din Târgu Jiu acest an. A doua chestie, să nu uităm că avem totuși 40.000 de cadre medicale plecate numai în Franța. Și a treia chestie, aș vrea să vă atrag atenția asupra unui fapt. Sunteți consilier local și am apreciat extrem de puțin faptul că în urmă cu o emisiune sau două, când ați fost prezent tot la Dilema Zilei, ați persiflat un contribuabil, un salariu de 1200 de lei net, în condițiile în care dumneavoastră v-ați plâns că munciți prea mult pentru cei 500 de lei pe care îi luați de la Consiliul Local.
Atât am avut să vă spun, vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută. O seară bună, Radu, în continuare, domnule Lădaru. Da, nu am persiflat pe nimeni. În primul domnul rând. Care era sub dor. Da, da, nu l-am persiflat absolut deloc. Dacă dumnealui a vrut să intrăm în dialog, am intrat în dialog. Asta nu înseamnă că l-am persiflat. Acum, nu știu, voia să fac mătănii sau ce voia să fac? Nu, mi-aduc aminte. Dumneavoastră l-ați întrebat cât ia Ciubu cu aparatul de sudor. Nu, l-am întrebat. Dacă poate să aibă venituri suplimentare. Dumnealui v-a întrebat de salariu? Nu m-a întrebat de niciun salariu, m-a chemat cu el la muncă. Da, să știți, asta mi-a zis. Da, veniți cu mine la muncă mâine și nu știu ce, nu știu cum. Asta m-a zis. Nu m-a întrebat de salariu. În timpul liber, fiecare cetățean sau fiecare salariat în timpul liber poate să și sudeze, să facă și balet. Foarte bine, da. Da, și să câștige un mare impuls, da, bravo dumneavoastră, dumneavoastră ca actuala guvernare, da. Și sunteți la guvernare, da. Nu puteți să spuneți când se plânge un om cu un salariu de 1000 de lei, să-i spuneți că du-te și sudează în timpul liber. Nu, eu am spus eu așa ceva, eu l-am întrebat dacă se duce. Și impozitele, eu l-am întrebat dacă se duce. Exact, și orele. Eu l-am întrebat dacă se duce. Să știți că, din păcate, pentru dumneavoastră, observ că dumneavoastră aveți aici mai telefoane. Numai telefoane care vă acuză. Ocupați-vă de sănătate, domnul Aldescu. Că de-aia nu merge sănătatea. Vedeți, din cauza unor oameni ca dumneavoastră care habar nu au ce nevoie are sănătate. Eu mă ocup de partea sindicală, dar sunt cu ochii pe dumneavoastră, pe politicieni. Din afară complet, credeți-mă, de sănătate. Mai documentați-vă cu privire la sănătate, că nu știți problemele. Dumneavoastră sunteți din afară de politică, de tot, vă spun. Sunteți pe din afară de sănătate. Dom'le, dacă mai candidezi vreodată la vreun post, nu e nici minimul de vot. Stați liniștit, stimate domn, că nu... Dacă, domnule, să nu mai... Pardon, că nu aș vrea să-mi fac o recomandare. Dar dumneavoastră, vă cât veniți mai des într-o emisiune, cu atâta vă autodistrugeți. Da, dar de ce vă pare așa rău de mine? Dar de ce vă pare așa rău de mine? Domnule, sunteți simpatic. Pe bune, dar de ce vă pare rău așa de mine? Haideți să revenim la chestii, dacă permite. Domnule Lădaru, uitați că cineva... Vreau să vă angajez, domnule. Cineva așa adus în mic. Ziceți că dați văzut salarii mărite la Spitalul Județean. Păi sunt salarii mărite, sunt dublate veniturile. De la scu, dați un exemplu. Domnul Popescu... De unde a venit? De prin Anglia, de pe acolo sau de unde a văzut? Adică nimeni nu mai are voie să mai ocupe de nimic, să citească nimic. Păi cine a căzut în Anglia? Adică de ce a plecat în Anglia? Adică au scăzut salariile anul trecut, nu? Nu, văd că luați... Păi întrebați-l pe domnul dacă au scăzut anul trecut. Stați puțin, îl persiflați și pe domnul Ciocoi, văd. Păi a venit din Anglia? Asta, a venit din Anglia să vadă salariile? Asta întreba, dacă a venit din Anglia să vadă salariile. Păi de ce l-ați întrebat în Anglia? Au scăzut salariile sau nu anul trecut, ia ziceți. Au scăzut sau nu salariile? Ziceți dacă au scăzut salariile. Nu aveți pe liderul de sindicat aici, întrebați-l dacă au scăzut salariile. Nu mai puțin, haideți că oamenii până la urmă au dreptate, ne certăm și nu înțeleg nimic, oricum ei simt în buzunar și în portofel. Sigur că dacă domnul Aldescu nu ne poate spune că au scăzut salariile. Păi nu, vă spun ce am înțeles de la Radu. Da, eu cred că Radu, pentru că eu nu am... Sigur, au scăzut salariile. Eu simt și are o experiență. Domnul Lădar, opriți-vă. Păi au întrebat-l pe domnul Aldescu. Atenție, domnul Lădar, opriți-vă. A fost anul ăsta, în vară, din câte am înțeles, nu, și-a văzut salarii scăzute, în sensul că ăstea mici n-a văzut dublate. El n-a văzut salarii dublate. Domnule, avea 1000 și are 2000 acum. Asta înseamnă dublat. Eu așa înțeleg eu. Da, și nu? Eu înțeleg la fel, dacă ori doi, dublate, nu? Da. O cifră înmulțit cu 2. Eu asta am înțeles ce spunea Radu Ciocul. Păi, are avut 2000, are 4000 exact. Acum. El n-a văzut salarii asta, dublate. Asta s-a întâmplat. Și s-a întâmplat, da. Avem exemple. Veniturile s-au dublat. Să ne spune și pe noi cineva care a avut 4000 și s-a făcut 8000. Sau 2000 și s-a făcut 4000. Sau 1000, mai sunt 3 minute. Sau atunci, 10.000 și s-a făcut 20.000. Mai sunt 3 minute, nu avem voie să ne mai sune nimeni, asta este. Ba da, uite, chiar sună chiar acum. Eu zic că salariile sunt publice și puteți să le vedeți pe site-ul... Eu v-am întrebat unul dar la un moment dat, dar n-ați răspuns când ați fost ultima dată la spitalul din Târgu Jiu să vă tratați. Deci oameni buni. Sau mă rog, pentru o rudă sau... Am fost la spitalul, la unul din spitalele din Târgu Jiu, să mă tratez. Deci numai puțin. Eu aș lua în calcul și altceva. Am vorbit despre salarii. Uitați-vă la facturi. Stai să mai luăm 20 de secunde care a venit telefonul. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Am sunat mai devreme Marin Popescu, numele meu. Domnul Lădaru, stresul dumneavoastră sunt în seara asta. Nu e nicio problemă. Faceți o confuzie gravă între asigurarea malpraxis. Da. Care presupune asigurarea în caz că acel cadru medical, greșește. Asistent medic, greșește. Ambulanțier în spetă la ambulanță, săvârșește. Greșește.
o faptă da, care greșește. Să lezeze integritatea pacientului da. Și asigurarea de viața, de viață care protejează lucrătorul da, domnule, în caz de accident, domnule Daru. N-am făcut nicio confuzie, dumneavoastră ați făcut confuzia asta. Ba da, ați făcut n-am pentru că dumneavoastră ați vorbit numai de asigurare malpraxis, da. Nu e vorba de acea asigurare. Pentru că este o problemă în sănătate. Acea asigurare ne-a plătit noi din banii noștri și nu funcționează. Putem să acoperim o eventuală eroare în meseria noastră. Da, și nu funcționează. Eu vorbeam de protecția pe care ne oferă angajatorul și statul român și dumneavoastră ca și guvernant pentru acțiunile pe care noi le desfășurăm în teren ca să salvăm vieți. Am înțeles perfect, dumneavoastră ați făcut confuzie și n-ați înțeles și a vrut eu să spun. Domnule Daru, stați așa că rezolvăm imediat toate probleme. Domnul Popescu, cât ați avut salariu, cu cât vi s-a mărit? Am avut undeva spre 3.000 de lei. Așa? Acum câștig undeva un pic peste 4.000. Mi s-a mărit cu 1.000 de lei. Nu s-a dublat. 1.000 de lei. Deci... Păi domnul Lodeanu, cum face numele? Că dumneavoastră a spus că s-a dublat salariul. Și că eu nu știu. Încă o dată, să vă spun. Numele meu este Marin Popescu și puteți să verificați, domnul Lodeanu, pe fișa fiscală, pe ce doriți dumneavoastră, deci pe fișa de ambulanță, sunt asistent medical principal. La ambulanță. Și în urgență, să știți că în sănătate salariile cele mai mari sunt în urgență, adică UPU și ambulanță. În spital sunt foarte mici, domnul Lădaru. Dar dumneavoastră îmi spuneți mie că eu sunt un liber, deci lider n-are slab, nicio mie de că nu sunt bun, că nu știu și așa. Păi uite, spune un om de rând. Da, că i s-a pus... Nu, dumneavoastră sunt... Pare mai puțin de 1.000 de euro asistent pe ambulanță, adică principal. Adică dumneavoastră vreți să vă autodifuziți? Păi în Anglia cât? Da. Stai să-l întreb. Nu oblig, domnule, vă autodifuziți. Să nu vă pare rău de mine, domnule. Cât? Domnule, ce vă pare? Păi stați așa. Păi dar sunteți dumneavoastră contribuabil. Domnule, dar vă stau la dispoziție oricând pe problema aceasta cu orice întrebare și vă ofer răspunsul. Dar nu încercați să mințiți. Dacă domnul Călugărița v-a făcut praf odată într-o emisiune, nu încercați și în alte emisiuni. Urmărit pas cu pas, nu vă lasă ăștia din sănătate deloc. Primesc un mesaj și știți ce îmi spune cineva? Nu mai primesc. Nu confundați. Și că dacă Lădaru ajunge în spital, este mort. Da. E nu credeți? Metaforic acolo. Nu e mort, nu, Doamne ferește, spitalul ajută, domnule. Uitați, domnule, ce scrie, domnule? Medicii au jurământ să... Sunteți cel mai bun reprezentant sindicalist. Domnul, e o glumă, pentru că medicii jură să salveze vieți. Sunteți cel mai bun reprezentant de sindicat. Bravo, așa vă vreau, bravo. Felicitări, ați reușit să mă amenințați cu moartea astăzi în această seară. Domnule, o să mâine să vă ancheteze poliția pentru treaba asta. Declar că... dacă nu luați atitudine față de domnul acest Maru, mesaj, am spus, să mai particip la am luat atitudine. La este o glumă, am spus că este o glumă, nu. Să fie glumă. Domnul Maru, de ce liderul de sindicat? Metaforic, domnul lider de sindicat afirmă în această seară. Domnul Maru, stați așa că numai să încheiem cu domnul Mari. Domnul Mari, vă ascultăm. Domnul lider de sindicat. Nu primiți mesaje. Stați așa, ascultați ce spune domnul Popescu. De ce să mai ascultați pe domnul Popescu dacă dumneavoastră... Ascultați! Nu puteți să ascultați! Dacă dumneavoastră nu puteți să controlați emisiunea, de ce să-l ascult pe domnul Popescu? Pe bune, până la urmă. Controlați emisiunea sau nu controlați emisiunea? Da, domnul Vlădaru, acum vă luați de mine. Domnul lider de sindicat. Da, domnule, a fost o greșeală, nu suntem de acord cu astfel de mesaje care vă amenință cu moartea. Eu nu cred, cred că este o glumă, nu cred că vă amenință cu moartea. Sănătatea, citește mesajele. Uite ce spune domnul Popescu, că vă duce la spital și vă face bine. Domnul Mărâță, da. Asigur pe domnul Lădaru că dacă mâine, domnule ferește, va fi în situația de a ajunge să aibă nevoie de serviciile personalului medical de la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, asistenți medicali și medici, aceștia își vor da tot concursul să îl ajute să supraviețuiască, să se chinuiască, să vadă realitatea din ziua de azi. Nu știu, domnule, nu mai înțeleg nimic. Uitați-vă direct telefoane. Înțelegeți? Realitatea pe care o vedem Lădaru astăzi este alta. Nu este alta, stimate domnule. Nu aceea din spitalul județean, din cât câștigă medicii, asistenții medicali și infirmierele care lucrează la acel spital. Domnul Marin, am depășit cu vreo 3-4 minute emisiunea noastră, timpul emisiunii. Vă propun să veniți alături de noi în emisiune într-o zi când aveți posibilitatea. O să ne înțelegem la telefon. Cu domnul Lădaru? Cu cine vreți dumneavoastră și cu domnul Lădaru. Dacă mai dorește să participe la emisiuni, vă mulțumim pentru invitație. Atunci când sunt amenințat cu moartea, oricând doresc să participe. O seară bună să aveți în continuare și multă sănătate, intervenții ușoare
la Serviciul Județean de Ambulanță Gorj, întotdeauna avem nevoie de... Înțeleg că îl vor schimba pe liderul de sindicat. Da, eu... Asta înțeleg. Nu e niciun fel de problemă, trebuie să, deci sunt, să avem cadre noi întotdeauna și în politică. Asta zic, înțeleg că îl vor schimba pe liderul de sindicat pentru mesajul. Eu sunt de acord, dacă cineva mă va schimba, sunt de acord. Trebuie să ieșim din emisiunea aceasta, deci nu a fost un mesaj real acesta. Categoric nu. A fost un mesaj... Dacă a fost real, eu nu sunt de acord, când mă dezic de total de acest... Puteți să nu fiți de acord, dar în emisiunea dumneavoastră se întâmplă toate relele. Dacă oamenii trimit mesaje... Într-adevăr, recunosc că... Eu recunosc că atrag... Dacă oamenii trimit mesaje așa... Recunosc că atrag inimoanele, nu-i niciun fel de... Am înțeles, este rău că cresc salariile... Eu doresc celor care dau vina pe aceste creșteri de salarii să aibă parte de ceea ce îți doresc. Am înțeles. Deci, e un paradox în ianuarie. În februarie, nu în ianuarie. Nu, vă spun eu în ianuarie, când vin primele facturi de iarnă. Ieșim în 30 de secunde, dacă nu ne tai, am uitat să-mi iau și pastilele, am uitat să trec pe la farmacie, am intrat cu o durere de spate toată emisiunea, niciun fel de problemă. A mărit durerea de spate, dar salariul nu, niciun caz la sectorul privat. Rămâneți în continuare cu Tele3, emisiunea poate fi urmărită, dacă doriți, și pe pagina de Facebook la adresa Tele3 Media, numai bine.